Domnul primar, cu scuzele de rigoare, nu poate participa la această ședință, întrucât a fost chemat la o ședință de lucru la Comănești de către domnul inspector școlar general, domnul Florin Lazar. Și nu putea fi în două locuri în același timp. Își cere scuze și o să susținem ședința, domnul președinte, și cu mine, da? Sunt doamna Găluștă, să ajungă în seamă. O fi rămas la școală? Nu, veniți să casă. Da? Poate înseamnă că ajunge și din sa, să-i lăsați acolo o prezentă. Și... bun. O să începem prima dată cu procesul verbal de ședința anterioară. Dacă sunteți să punem la vot, dacă sunteți de acord cu... începem cu ședința ordinară Consiliului Local în data de 29:12. Ședința avea loc în sala a primăriei comunei noastre, unde se va dezbate următoarele ordine de zi. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și venitul și cheltuielile pe trimestrul 3 anul 2017, inițiator domnul primar Alexandrescu Iosif. Dacă sunt discuții... Și deci sunt două materiale și trei puncte diverse, da? Nu sunt alte suplimentări deocamdată. Știți că v-am spus de la ședința trecută că așteptam cele de rectificare. Deci Consiliul Județean are ședință astăzi. Dacă va fi cazul, ne vom întâlni. Noi sperăm să primim ceva, deci șansele sunt minime. Da. Atunci o să intrăm direct în discuții, da? Primul punct, dați cuvântul doamnei contabile. Da. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 și 4, anul 2017. Având raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil numărul 3196 din 21.9.2017, expunerea de motive 3195 din 21.9.2017, și adresele 2197 din 15.9.2017, respectiv 2216 din 21.9.2017, de la Direcția Finanțelor Publice Bacău. Se propune rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3, și ați văzut din adrese, pe trimestrul 3 suma de 6.000 și pe trimestrul 4 de 2.284.000. Care sunt din sume din TVA. Deci la partea de venituri se adaugă suma de 290.000 la capitolul 11.0202, sume defalcate din taxa de evaluare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor. Iar la partea de cheltuieli, suma de 284.000 lei la capitolul 65.0210, cheltuieli de personal învățământ, pe salarii pentru trimestrul 4, și suma de 6.000 care sunt prevăzuți, deci din adresele de trimestrul 4, iar 6.000 la 68.0210 de personal, asistență socială, pe trimestrul 3. Da, deci sunt două adrese, banii sunt de la educație, învățământ și asistență personală. Deci se pune în altă parte, așa au venit, salariile profesorilor și pentru asistență. Deci din adresii... Ați văzut că aveți adresele. Ați avut și adresele pe noastră, da? Asta, de fapt, este singura rectificare. Cine doar că noi să sperăm într-o perioadă următoare să punem bani la echilibrare, da? Și dacă vă spuneți, dacă se pune sau. Dacă se discute că clar. Cine este pentru? Dar să punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de domnului Comănescu Ioan de Bine, reprezentantul Comunei Slovacii în cadrul ADIO, în vederea hotărârii votului privind aprobarea adicțiilor pentru diverse servicii pe care le verifică operatorul. Da, o să vă prezint eu. Cei de la ADIV au cerut, ne-au trimis inițial pe 21 septembrie un model de proiect de hotărâre în care să dăm un mandat special domnului Comănescu, reprezentantul nostru, pentru a vota aprobarea unor tarife. Și ieri,
Deci față de proiectul care l-ați primit dumneavoastră, eu am primit un alt model de proiect ieri. Da? Și o să vină modificată asta, pentru că pe lângă mandatarea reprezentantului nostru, vor și aprobarea tarifelor. Da? Și mi-au trimis un alt proiect în care apare o anexă și cu tarifele care le va vota reprezentantul. Da? Aici e vorba despre cei de la alimentare cu apă și canalizare. Noi deocamdată, neavând apă canal, ne afectează mai puțin. În schimb, suntem membri în ADIP și atunci toți membrii trebuie să se supună și să voteze. Da? Eu vă pot da, da, aici e vorba de sigilare cât costă, aviz apă cât costă, verificare notar. În viitor noi sperăm. Noi sperăm, dar s-a mai discutat la fiecare ședință. Da? Deci față de proiectul inițial pe care dumneavoastră l-ați primit prin mandatarea domnului Comănescu, la punctul 1 se aprobă și noile tarife propuse de cei de la ASC Cravesa. Da? Întrebări? Nu, aici e vorba de apă canal. Da? Deci nu e vorba de atins. Ăla e altceva cu asociația de salubrizare. Aici este vorba de doar de apă și canal. Este solicitarea celor de la compania de apă principal operator pe județ. Da? Și cei care au apă canal pot să plătim niște modificări de tarife. Dar și la ADIS știți că sunt modificări an de an. Că noi am votat inițial un tabel și apoi an de an prețurile au crescut și vor crește în continuare. Pentru că e un tabel pe care noi l-am aprobat inițial. Da. Cine este pentru? Și punctul numărul 3 divers. Da, o să cer tot eu cuvântul ca să termin eu tot ce am de spus și apoi să și notez, vă rog. Da. Deci, la punctul 3 diverse, vreau să vă spun, știți că am discutat la ședințele anterioare de cele două proiecte prinse prin proiectul național de dezvoltare locală numărul 2, PNDL 2, și anume cel de modernizare drumuri locale, da? Și al doilea proiect este cel cu podul de la Bărnești, care leagă comuna Solonț de comuna Turjon. După cum știți și s-a pus problema și în ședințele anterioare, este o mică problemă acolo, că un picior de pod venea pe teritoriul comunei Pârjol. În data de 27 am avut o ședință de lucru aici la noi cu reprezentanți din partea tuturor instituțiilor, inclusiv prin ordinul prefectului numărul 271 din 22 septembrie 2017, a fost constituită Comisia de Delimitare a Limitelor. Deci este necesară mutarea hotarului în zona respectivă, da? Comisie din care a făcut parte ca și președinte domnul Hură Gheorghe, da? Consultantul de la Cancelarea Prefectului, domnul primar Alexandrescu Eusebiu, domnul primar al Comunei Pârjol, domnul Lupu, domnul inginer de la Apele Române Bighiu Radu, de la Direcția Silvică Lăcătușu Iscu, de la Urbanist Consiliul Județean doamna Racoveanu Cristina, de la OCPI domnul Daniel Podaru și ca secretar doamna subsemnata și secretarul Comunei Pârjol. Da? Deci asta a fost componența comisiei. Noi ne-am întâlnit aici, am discutat efectiv pe planșă, pe proiect, s-a încheiat un proces verbal la fața locului, deci în data de 26.09.2017, urmând să stabilim clar, să se facă o nouă măsurătoare în teritoriu de către o persoană autorizată, da, cu noile coordonate ale limitelor de hotar, că ultima modificare, să spunem așa, a avut loc în 2010. A limitei, stabilirea limitei teritoriale între cele două comune. Urmând ca după ce se va identifica clar și se va delimita în teren cu o nouă măsurătoare, să întocmim un dosar care va cuprinde un memoriu tehnic însoțit de ordinul prefectului, un procesul ăsta verbal de delimitare pe care noi l-am semnat și l-am discutat în ședința de lucru, anexa grafică, inventarul de coordonate, v-am zis, care trebuie făcut de o persoană autorizată și alte documente relevante. Toate, după ce vor fi adunate, vor fi semnate de membrii comisiei și depuse la OCPI, care mai departe vor demara procedura prin București, prin să schimbăm limita de hotar cât mai repede. Urmând ca ulterior să facem, după ce vom primi toate avizele necesare, să intrăm într-o ședință de consiliu în care să modificăm inventarul domeniului public. Da? Noi preluăm de la Pârjol, Pârjol scad de la ei suprafața respectivă, nu sunt probleme, domnul primar de la Pârjol a fost foarte deschis, la urmă oamenii deservește două comunități, da? Acolo
nici n-a existat niciodată un pod, a fost ceva făcut improvizat, da? Și acum, inițial, din măsurători, știți că s-a mai ascultat, a fost vorba de o suprafață de 1020 de metri. Dar, din ultimele discuții, o să vedem ce reiese exact. Da? Deci, am absolut cunoștință și lucrurile de până la primar, ca să știți că s-au demarat deja lucrările, că până pe 31 octombrie trebuie să depunem la București și proiectele, da? În vederea încheierii contractelor de finanțare. Sperăm măcar la licitație să dăm drumul anul ăsta, dacă execuție nu mai poate fi vorba, deja e sfârșit de an. Dar măcar să putem lua, să facem proiectarea și ce mai e necesar. Dacă aveți dumneavoastră întrebări. Da, dar acolo o să fie proprietăți acolo, trebuie să facă măsurile până. Nu sunt proprietăți, deci s-a discutat împreună cu cei de la OCPI. Singurele probleme ar fi la cetăți funciare care este cu, făcute pe islazul comunal al nostru. Dar aici am vorbit deja, s-a discutat cu cel care a făcut măsurătoarea, cu domnul Tinu și Speța, să facem modificările cât mai repede, ca să nu impute. Deci nu sunt proprietăți private. Dar au fost fost cândva de beton. Deci nu sunt proprietăți private, da? Deci singurele limitele care ar fi afectate în toată limita respectivă este exact comunal, ceea ce este mult mai ușor că nu ai intri în contact cu persoanele unde le înțeleg, unele nu. E mai simplu, dacă e. Noi am să întrebi ceva. Nu trebuie și aprobarea Consiliului Local de la Prăjoare. Păi da, nu. Deci totul se face, s-a făcut această comisie prin ordinul prefectului, da? Care fac toate demersurile necesare și apoi hotărârile de Consiliul Local sunt cele de modificare a inventarului vechi. Eu o să fie de acord să diminueze la ei, cu suprafața de 1000, 1000 ceva de metri cât să fie. Noi suntem de acord să preluăm. Noi, da? Deci da. Asta este singura autoritate care apoi va fi trimisă către monitorul oficial, da? Ca să se facă modificările necesare. E demisie Bucureștiul? Da, deci domnul primar m-a prins de la Bujor, chiar era foarte deschis. Încă era bine și mai repede. Sunt niște proceduri peste care nu putem trece până s-a emis și așa, s-a lucrat foarte repede. Ordinul prefectului care s-a emis urgent, în regim de urgență, să spunem așa. Na, ne mușcăm cât putem, dar sunt niște termene care nu țin numai de noi. Noi am demarat din timp, țin și de alte instituții, de avizii de la alte instituții, de legam, rugăm că ei când vin aici și fac o lucrare, o fac imediat, dar noi stăm cam 30 de zile după un aviz la ei. Știți, nu prea există neapărat o cooperare. Da, dacă alte întrebări nu sunt, dacă aveți dumneavoastră discuții la diverse. Spun, Deci la pod la Sarata, v-a spus domnul primar și în ședința trecută, deci urmează pe până pe 31-10 să depunem proiectele la PNDL, da? Să încheiem contractele de finanțare și apoi să vedem. Ați văzut că s-au început lucrările la drumul legal amitate, da? Da. Și au început lucrările, inclusiv s-a plombat puțin drumul județean, da? Deocamdată atât s-a putut anul ăsta. Sperăm la anul poate prim un proiect cu tovor asfalt, nu mai spune nimic. Păi trebuie să trăim și cu speranța. Dacă dumneavoastră ridicați alte probleme la diverse. Mulțumim domnului primar pentru organizarea de ieri la... Da, mulțumim foarte frumos. Da, da, foarte bine organizat. E fericit, cine vrea să-l vadă pe Facebook, am publicat la Exclusiv Folos. Este deja, băieții s-au ocupat. Da, trebuie să limăresc salariul. Că, inclusiv domnul Lucian ne-a udat și globul să nu se facă praf. Suntem de acord. Dar mă rog, am fost și eu acolo și am vrea să spun așa, cu puterii deosebite este a preotului de acolo. Preotul foarte frumos a fost. Omul sfințește locul, ce să mai spun. Ce-a făcut omul ăla, într-un scurt, au și ajutoare, și ajutoare, bineînțeles, au sponsorizări din Belșug. Nu există. Nu se compară. Este o comunitate mică, sunt 78 de catolici. În Austria, au primit și din Italia. Eu am rămas surprins când au venit, deci chiar... Episcop. Deci vin ajutoare, ca să spun așa, de la papă din Italia către... Dar e meritul lor, ce să mai discutăm. Dar o organizare impecabilă.
Dacă era la noi, la... Inclusiv din partea... Eu am vrut să dat mâncare la oameni, toți care au fost acolo în pachete, au spus preotul, că nu... N-am văzut un catolic și nu că se grăbădească sau așa. Așa ordine a fost, fiecare și-a dus, s-a luat. De ce? Nu erau mulți, nu erau mulți. Mai au fost sute de oameni. Era la urmă. Nu a fost la sfințirea noastră, la cuvenție, că nu mi-a fost acolo. Dar știți, zice, eu nu... Fighie e o papă, la noi l-am văzut. Da, la noi de papă. La noi mâncare. Da, da. Asta e. Acum nu e facem, dar am fost acolo la deci toată. S-ar putea să ne întâlnim totul la viitoare și în proiectul, dar să vedem în funcție de cum primim adresele, dacă la Consiliul Județean, da? Și apoi vă anunț. Da. Acum a venit vorbim banii pentru învățământ, era... Da, au venit salariile. Asta e bine. La râmpul Andamiescu, acolo s-a făcut după ce termină pe Valea Sărății. Așa e vorba. Un exurpat drumul. Așa s-a discutat. Domnul Vici știe. Stai în fața unui program. Nu, mi-am spus că așa s-a discutat. Dar nu că stau în partea aia altă sau. Deci am dat vinii de spate treci. Da. Da? Ce voi făcut? Am vrut și da. Fuge după aia. Mai sunt alte discuții? Acum nu te plajuteți. Pentru toate și toate.